Seceta instalată de ceva timp în sudul județului Dâmbovița creează foarte mari probleme. Singurul pârâu care străbate islazul din comuna Ulm este secat, iar animalele nu mai au unde să fie adăpate. În asemenea condiții, crescătorii de animale sunt nevoiți să aducă tone de apă din sat, de la o distanță mare față de locul unde sunt instalate stânele. Și producția de lapte are de suferit din cauza secetei, iarba de pe islaz s-a uscat, iar animalele aproape că nu mai au ce să mănânce. Am înțeles că n-aveți apă la animale. Cum vă descurcați? Apă n-am avut de când la Menteaș toată vara. A fost sec, la ducem de acasă, la 7-8 km, cu cisterne, cu bidoane. Cu apa e problemă mare. Nici iarbă nu mai e, dar am spus, apa e pericol. A scăzut și la lapte. Se cunoaște, apa e... Și trebuie să cărăm de acasă. Bidoane, căruțele, cu mașini care are, tractorul, le aduce cu cisterna. Că sunt și multe vaci. În jur de 50 de vaci. Au rămas câteva bălți după ce a secat în primăvară, dar la 50 de vaci a intrat 2-3, l-a făcut nomul. N-am mai putut să mai bea nici oaie, nici capră, nici vacă, dacă nu mai putea, era numai nomul. Și a trebuit să ne mobilizăm, să aducem fiecare de acasă, habe, geaburi și apă, continuu. Fără apă, e greu. E secetă mare aici în zonă? În zona asta e secetă mare, n-avea impicătură. Iarba s-a uscat mai și iunie, tot timpul ținea. Păi iunie începea așa, acum deja în luna iunie e pârjol, izlazul e maru. Capra se mai desfurgă cu mărăcire, cu înciurire, cu de-a vaca, stă în soare și bea apă. N-are niciun Dumnezeu. La vaci e foarte greu. Era un canal de irigație aici în zonă, e secat. Canalul e secat. Sunt multe versiuni, că lucrează la Pucioasa, la... Îl curăță, știu ce face, alții că n-au plătit ăștia cu ilfoabe de apă, lumea, dar n-avem niciun... Alte surse de apă aici în zonă nu există. Alte surse n-avem de unde, că nu se poate. Nu e de unde aici, nici. Decât în sat, la 7-8 km, cărăm de acolo, la Cizmere, dar nu e lacrimă. A fost puțin, dar a dus. Foarte greu ne descurcăm, că nu prea mai e apă, aducem apă de acasă. Aveți animale multe aici? Da. O grămadă de animale și nu mai curge apa, n-a dat drumul la apă, n-au. E foarte greu. Mâncare e, dar nu e apă. E secetă mare. Da, e secetă mare, e. Producția de lapte cum e? Tot așa cum o știți. Tot așa. Deci în momentul de față mult și seara puțin sau invers, dimineața mai puțin și seara mai mult. Depinde de vacă, de cum mănâncă, cum bea apă. Dar nu e apă. Acum așteptăm, dar poate dă drumul la apă. Cărăm de acasă cu bazinul, cu căruța, cu calul. Până o da, până vedem. E secetă mare, n-a mai plouat de mult. E secetă mare, n-a mai plouat de mult și mâncare nu mai... Pășunea s-a uscat, s-a dus.